Periplul nostru folcloric continuă. Un om cu suflet mare, iubitor de artă, tradiție și cultură. Corina Enela Badea este cunoscută în lumea muzicală ca un artist complex, plin de calități și surprize. Textier, compozitor, interpret, a evoluat pe scenă și pe micile ecrane, a apărut în listă de succes pe ecranele televizoarelor, fără să uite o clipă că este tulceancă, aromâncă și un om care s-a născut pentru a face bine, prin profesia de medic pe care o are și cu siguranță mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți, pentru a face o bucurie în suflet de cel care a cunoscut-o. Nu cu mult timp în urmă a declarat: meseria mea este o datorie de suflet. Este, poate, genetica mea care a moștenit-o, cu care m-am născut, asemenea artei, meseria mea fiind o arsă. Muzică, poezie, pictură sunt arte. Ceea ce le leagă, nu o să știm, dar le leagă, declara ea. Dragii mei, pentru dumneavoastră în această seară, doamna Corina Enela Badea. Civică. Avem o diplomă pregătită, vă rog să rămâneți. O diplomă de merit semnată de Primăria Municipiului Tulcea și Ansamblul Artistic Baladele Deltei. Vă mulțumim pentru tot ce faceți pentru comunitate și pentru sufletele noastre și vă mai așteptăm cu mare drag. Este un moment memorabil. Nu am crezut că la vârsta mea voi mai primi o diplomă. Asta înseamnă că rămânem mereu copii. Vă mulțumesc din suflet! Vom continua evenimentele și